Superliga vă este prezentată de Superbet. Primul meci al zilei vine tocmai din nordul Moldovei și deja fiind vorba de etapa cu numărul 10, dacă ne uităm pe clasament, cred că putem spune că încetul cu încetul pare un mic derby al disperării, pentru că se întâlnesc ultimele două clasate. Botoșaniul și Buzău sunt la egalitate pe ultimul loc în Superliga. Descu, în etapa precedentă, jucător cu experiență imensă, pe poartă, bară! Balonul cade pe bara transversală a porții celor de la FC Botoșan. Notăm prima bună oportunitate de a înscrie în această partidă. Minutul 4, o bară a lui Budescu, cel care a fost chiar omul meciului, nu că a jucat bine, dar chiar a fost omul meciului etapa trecută în remiza cu Oțelul. Dribling cu o minge care se duce în flanc la Friday Adams, nigerianul întoarce o minge și vine șutul. Hai că începe bine meciul. Da, frumoasă intervenția lui Lazar. Excelent, Eduard Florescu. Eduard Florescu, iată, egalează situația la ocaziile de gol. Va fi corner pentru FC Botoșan, minutul 6. Minge înaltă, în care și vine o nouă ratare uriașă a lui Matricardi. Continuă însă atacul Botoșaniului, un nou balon centrat pe 6 metri și mingea este respinsă de defensiva în roșu. Unde era defensiva lui Eugen Neagoe? Grigore Turda era spectator la ceea ce făcea argentinianul din defensiva Botoșaniului. Acțiune sau șansă aici pentru cei de la FC Botoșan. Florescu nu centrează rău și pericolul continuă, execuție în forță, Adams în plasa laterală, cele mai bune momente ale trupei pregătite de Liviu Ciobotariu. Budescu nu mai bate direct, primește acest balon și de-abia acum trimite cu mult efect, este gol! 1-0! Budescu, minutul 40, formidabilă execuție, de manual, genială. Eugen Neagoe zâmbește pentru că nu este deloc surprins Neagoe de ce poate Constantin Budescu și știm cu toții ce poate Budescu. Ce bijuterie! Se pare că n-a știut pap. Haideți să vedem încă o dată o reluare la această execuție. Să știi că a fost totuși o doză de noroc în execuția lui Budi. Pentru că mingea a picat printre... E al treilea gol al lui Budescu. A picat printre toată lumea pe acolo. Era toată defensiva Botoșaniului. 1-0 este primul gol marcat de Buzău în mandatul lui Eugen Neagoe. Ce a fost acolo? Buzăul, na, jipa îi trimite înapoi lui Budescu și nu e offside. No, aici este nota 4 pentru apărarea celor de la FC Botoșan. N-ai voie. Inacceptabil, nu, prindea fluturi Eduard Pap. Nu se poate. Bine, vreți să spun ceva? Nu acest gol. Nimeni. Genial. Da, execuția lui Budescu este extraordinară. Da, s-a schimbat strategia la acea lovitură de la colțul terenului și așa avem primul gol al acestei partide. Budescu din nou pe această acțiune în viteză de contraatac. Budescu schimbă imediat direcția. Budescu! Formidabilă ratare, minutul 45. Ar putea fi vorba despre ratarea top 3 în aceste prime 10. Și ce frumoasă a fost cursa. Da, cu siguranță intră în top. Aici Razambet Akhmatov. Budescu n-are cine știe ce viteză, dar nimeni nu îndrăznește să-l atace. Scapă de Matricardi, trece baronul pe lângă Miron. Vai de mine. Dacă mai pui să mai tragă de 10 ori de acolo, nu mai dă atât de rău. Ce-i face lui Miron pentru a doua oară în această primă repriză. Budescu a dat impresia că va îndeplini o simplă formalitate. E pauză, este pauză la Botoșan și putem spune că este doar 0-1 după golul lui Budescu din minutul 40. Diagonala pentru Onghenda. Onghenda evită centrarea, trimite pentru Pănoiu. Din prima Pănoiu dă de unde vine, balonul este deviat și acesta este cornerul Botoșaniului, 63 minutul. Importanță jocul său când el este atât de scos în exterior. Friday Adams, atenție la acest moment cu Muadib, gol! 1-1, egalează Botoșaniul și am impresia că și acolo este o mică eroare de portar. Imensă, este imensă, este gol pe colțul scurt,
Și când se întâmplă o astfel de execuție, portarul are cea mai mare parte de vină. Vom vedea gol ca la antrenament, de asta dată primit de experimentatul David Lazar, capitanul Buzăului. Nu este atent, nu are reacție. Fără să minimalizăm din această execuție în forță, cum a găsit acel spațiu incredibil Moadib, introdus în teren, inspirat de Ciobotariu. Cred că are pulsul 5000 Ciobotariu, glumind puțin, deși este un tip calm, îl cunoaștem cu toții. Revedem fața. Bine, a fost o eroare în lanța defensivei Buzăului. Uite la Lazar, n-are și cum se ia gol pe acolo. Liga 4, nici acolo. Ce pasă frumoasă a dat Albu. Al doilea gol în Superliga pentru Jalim Moadib, marca în sezonul trecut împotriva Iașiului. 1-1. Da, meciul este relansat la Botoșani. Minge recuperată de... poate acum! Gol! Da! În sfârșit au încercat mai mulți, iese lui Aldair. Cred că e golul sezonului până acum. Minutul 74, fabulos! Gol senzațional, gol cum rar se vede în Superliga, execuție de mare rafinament, ce înseamnă să încerci poarta, bucuria copiilor, cadre minunate la Botoșan, 74 este minutul, Aldair, vom avea reluarea. Ce meci avem în acest debut de etapă, o partidă care nu anunța asemenea execuții, mai ales în partea a doua. Aldair și Adams, corect lovit balonul, perfect lovit balonul și din nou scos la tablă David Lazar. Nu bine. Promovează. Nu, n-ai surprins mult ieșit Lazar. Budescu a încercat ceva similar în prima repriză și dar el greșește Budescu, de la el pleacă. Ce bine s-a dus. Terenul de aproape. Ce bine s-a dus. Da, ce frumusețe. Este cel mai frumos gol, așa ca o părere, din acest sezon. Execuție uitoare. Povestea la un moment dat Bogdan Andone că sezonul trecut Aldair îi spunea că el ar putea să joace și mijlocaș ofensiv. Nu e cazul. Avea concurență prea mare în zona mediană. Am dispărut în acțiune în ultimele minute. Budescu pe poartă! Gol! Ce gol! Extraordinar! Extraordinar! Este 2-2 în minutul 80, portari din alt film. Minutul 80, Budescu reușește să facă diferența, pentru că tot ne întrebam... S-au adignit un pic. Da, 80 este minutul, în minutul 80 a fost schimbat cu Oțelul Galații, minutul 80 îl găsește în teren pe Budescu și acesta relansează meciul. Gol minutul 40, gol minutul 80. Da. Interval exact pentru dispăruse de vreun sfert de oră. Vă caut eu, cam asta a fost. E autogol, golul lui Budescu. Cred că este Matricardi. Da, wow. nu e golul lui Au Budescu. Au nevoie de clopoței băieții din apărarea Botoșanului să se anunțe între ei. Eduard Pap nu strigă, apare Matricardi. Țigănașul recuperează și poate fi pericol aici, o centrare și o Ongheta, gol! 3-2! Minutul 89! Tot de pe bancă vine salvarea în ceea ce privește pe FC Botoșan. Iată această reacție, ai spune că FC Botoșan, ai spune că FC Botoșan a ajuns în play-off, să păstrăm așa proporțiile. O bucurie de nedescris, o descătușare, este absolut firesc. Ongheta din prima nu preia, lovește balonul de unde vine. Execuție de mare rafinament, execuție de manual, nu-i dă nicio șansă lui David Lazar. 90 este minutul, FC Botoșan, Gloria Buzău 3-2. Nu mai marcase Ongheta din septembrie 2021, de acum 3 ani, înscria în poarta lui Dinamo. Aici să vedem cum a curs faza, mingea lui Friday Adams. De la Țigănașu. Da, Țigănașu care înalță o minge, greșește defensiva din prima. Din prima... Păi nu, dar a venit rândul lui Lovrici cu Grigore Turda să se blocheze reciproc, s-au încurcat, iată, acolo. Nu să știi că a fost o centrare a lui Țigănașu pentru Chică Roșă. Exact. Și a fost o minge de la adversar, de fapt, până la urmă, la Ongheta. Exact. Ratează Stan, marchează Botoșaniul.
Dar aici Ișfan, gol! Formidabil! 3-3! Ce execuție! Ce execuție! Minutul 90+1 s-a dus bucuria lui Liviu Ciobotariu. Da, dar aceste defensive sunt absolut, absolut. Lasă că vedem goluri. Lasă că vedem goluri măcar. Superbă partidă. Da. Un meci interzis cardiacilor, am putea spune totodată. Ișvan, la fel ca și Oghenda, intrat de pe bancă, marchează cu o execuție imparabilă. Are spațiu pe această acțiune, această recuperare. El intră simplu în combinație, primit de la Tavares și îl execută pe Eduard Pap. Nu mai marcase Ișvan din decembrie 2022. Superliga vă este prezentată de Superbet.